Pe lângă hipermarketuri și piețe, saloanele de înfrumusețare sunt cele mai aglomerate locuri în această perioadă. Indiferent de vârstă, orice femeie își dorește ca de sărbători să arate impecabil. Trebuie îngrijite cu mare atenție pielea, unghiile și părul. Coafurile lejere au fost în topul preferințelor în saloanele de înfrumusețare. Am făcut o ciocolată, o culoare care se poartă la anul acesta, culorile de ciocolată, ciocolată de roșu, aromiu. O să-i îndrept puțin părul, natural, o pregătesc pentru un sărbător de parte. Nu aleg ceva deosebit, pur și simplu o coafură lejeră, pentru că mă simt mai bine așa. În ziua de Paște o să mergem la munte, împreună cu familia și prietenii, la un grătar, la joacă. Exact, exact. Cum v-ați pregătit pentru ziua mare a Paște? Ca orice român, cu pregătiri, cu tradiționale, cu coafat, cu... Ce coafură ați ales pentru... Normală. Este coafura mea absolut normală de ani de zile. Deci nu nimic fac special. Ceva deosebit. Vopsit și... Da. Iar culoarea este părului? Un salon unde vin de multă vreme, este un salon select. Dacă vreți să arătați impecabil de Paște, trebuie neapărat să consultați hairstyliștii pentru a ști care sunt tendințele din această primăvară. Tendințele sunt, se poartă mult blondul, blondul platinat a revenit, culorile de, toanțele de roșu, aromiu. Se poartă, a venit în trend stilul, un stil nou, stilul ombre cu vârfurile mai deschise sau invers, rădăcinele închise, vârfurile deschise și invers. Programările au fost nenumărate în această perioadă, însă toate clientele au plecat mulțumite și pregătite pentru a petrece sărbătorile radiind de frumusețe.